numărul căutat. Da. Deci A, B, C plus 3, acum zicem. A, B, C plus 3. A, B, C plus 3. Egal cu 360. Atenție, din la 3, o dar acum ne scădem 3. Păi sigur că da. De unde rezultă A, B, C? De unde rezultă că A, B, C este egal cu 357. Ăsta e numărul. 357, terminat problema. Da? La multiplu, atenție, că la multiplu... Deci poanta este aceeași. Diferența este de 3. Da. Am adunat 3, am găsit, s-a așezat, am văzut, e vorba de multiplu comun a celor la două numere. La divizorii luăm picei la puterea cea mai mică și numai picei comun. Deci divizorul, cel mai mare divizor comun, înseamnă cel mai mare număr la care să se împarte. Sau el se împarte pe amândouă. Da, și atunci luăm picei comun. Comun, da. Iar multiplu să fie cel mai mare număr cu putință care să fie deștept să se împarte la... Și luăm și picei necomun, Daria, da? Și mai avem ce? Aflați ABC știind că e după același principiu, dar îl facem și pe ăsta ca să-i terminăm tema, ca ta mai are. Da. Aflați ABC, a mai e 24, bine. Deci aflați ABC, a, virgulă T, virgulă C, așa este. Nu, 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 ABC barat, știind că împărțit pe rând la 15, 12 și 80 și am văzut. Deci egal cu 15. Ori un K, dacă ați pornit așa. Un K, plus restul cât? 10. 10. Tot după aceea tot el împărțit la 12. Egal cu 12 ori un P, plus restul? 7. 7. Și împărțit la 80. ABC împărțit la 80, deci egal cu 80. 80 ori T. P plus? Plus 75. 75. Ne uităm, observăm iar pe diferența. 5 peste tot. Plus 5. Și atunci devine ABC plus 5. Cine vorbește? Haideți, ziceți, zi, da. ABC plus 5. Egal cu, deodată, 15 egal pe lângă. 15 pe lângă A plus 1. Plus 1. Și ABC plus 5, Egal cu 12. Egal cu 12 pe lângă pe plus 1. Plus 1, plus 1, că l-am dat faptul comun, Davide. Și ABC. ABC plus 5 egal cu 80, egal cu 80 pe lângă T plus 1. Și de aici rezultă că? Că ABC plus 5, da. Se divide la, se pe rând, nu? Zicem asta, domnul. Așa. Se divide la 15, 12 și 80. Da. Se divide la 15. 12. La 12. La 80. Și la 80. Cum vom afla cel mai exact? Îi descompune pe toate. 15 egal cu 3 ori 5. 15 egal cu 3 ori 5. Da? Și 12 pot scrie ca 2 la a doua, a doua ori 3. Ori 3. Da. Și 80? 2 la 4 ori 5. 2... 2 la 3 ori 10, dar 10 e 2 ori 5. Da, și 2 la 4 ori 5. 2 la 4 ori 5. Și atunci... cel mai mic multiplu comun al lor, n-am ce face. Care este, Daria? 2 la 4 ori 5 ori 3. 2 la 4, deci cel mai mic multiplu comun e 2 la 4 ori 5 ori 3. Ori 5 ori 3, da? Loc din ce comun cel mai mare. 80 ori 3, 240. Face 240. Este ABC plus, de zicem ABC plus 5. Egal cu 240. 240. Vedem un 5. Da. Și atunci ABC, ABC va fi egal cu 235. Terminat. Super. Pe același principiu a fost. Da, 24 mai are. De la pagina 51. Așa. Deci 24 de la 51. Care sunt așa. Fie A și B două numere naturale. A mic și B mic. Fie A mic. Două numere naturale, astfel încât cel mai mic multiplu comun al lor. Așa, cel mai mic număr, multiplu comun al lor A și B. Da, este 315. Așa. Și A ori B egal cu 2835. 2835. Aflați cea mai mică valoare a sumei A plus B. Atunci, A plus B, cel mai minim de A plus B. Minim, da, minim de A. A plus B, să aflăm. Cea mai mică valoare a lui A plus B. Deci trebuie să aflăm pe A, să înțeleg? Trebuie să aflăm pe B. Nu? Ca să putem după aceea să facem... Acolo e AB împreună. A ori B. A ori B. Nu, 35. Uite, în paranteze pătrate, asta înseamnă cu cel mai mic multiplu comun. Așa să spunem, mamă.
A lor. Deci cel mai mic multiplu comun este 315. Și A ori B. Cele două numere mulțite fac 2835. Știm idei, noi o formulă. Știm exact că unul dintre ei trebuie să, o să fie ori 5, ori 15, ori 15, trebuie să termină cu 5. Deoarece și numerele noastre se termină cu 5 și număr, ce, într-un fel, ce număr... Da, dar o relație rapidă. Nu să știu teorema împărțirii pe restul a doua. În teo. Ai între multiplu și divizor. Știți o relație? Între multiplu și cel mai mare divizor. A, da. Zic. Cel mai mic multiplu comun, cel mai mare divizor comun egal cu A ori B. Asta era. Este o relație, nu fac egoare. Cel mai mic multiplu comun. Uitați, așa scrieți. Numărul acesta. Ori divizorul A, B, cel mai mare divizor comun al lor, face A ori B. Tocmai noi avem A ori B. Avem și multiplu. Avem. Și rămâim acum ca într-o ecuație. Deci cel mai, uite așa se cam scrie aia, cel mai mic multiplu, mic multiplu comun și pui în paranteze pătrat. Cel mai mare divizor comun. Face numele astea. Te întreb de unde vine asta, da? Dar nu știam asta? Nu știm? Păi putem lua ca exemplu. Te poți gândi la două numere. O să ne gândim. Da? Da. Luăm două numere, aflăm multiplu comun, aflăm și divizorul comun, cel mai mare divizor comun și le mulțim și vezi cât de aurme. Și dă și există explicații exact și teoretice. Da. Dar acum... Înlocuim. 315. Așa. În cel mai înseamnă 315 ori. Ori divizorul, a, cel mai mare divizor comun al lor. Egal cu 2835. 2835. Și aflăm aici acolo. 2300... Împărțim la 315. Egal cu 2835 împărțim la 35. Da. 135 împărțim la... 315 și cât ne dă aici? Cât de la mai 328. Nu, 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 lasă-ți telefonul. Eu fac acum așa. Deci, ca să facem repede. 7, 70 și ceva. Exact 9. Cât? 9. 9. Deci, 4, 9. Da. 9. Ei, acum îmi spunem așa. Avem cel mai mare divizor comun al lor e 9. Este 9. Ce vă spune asta? Dacă știți că e 9, e 3 la 2 al lor. Păi, pe ce numere am mulțit, îl face 9, adică... Nu, adică nu. Adică nu, adică nu. Ce înseamnă că cel mai mare divizor e cu 9? Se împarte și, și unul și altul la 9, da. Dar mai mare ca 9 nu mai au alt divizor. Adică de aici aș înțelege așa, că A este 9 ori. A egal 9 ori ca. Ori ca. B-ul este 9 ori P. 9 ori P. Cu precizarea că A și P sunt primi între ele. Că un altul, dacă mai avea un divizor, altul n-ar fi ăsta cel mai mare. Corect. Deci asta traducem de A-ul este 9 ori ceva, B-ul e 9 ori ceva, încât K ori P K și P primi între ele. Bun. Hai să facem A ori B. A ori B, știm așa, este egal, uitați-vă, A ori B, egal cu 2835. Da, e 9 K. A ori 9 K, deci vine 9 ori K, înmulțit cu 9 ori B, egal cu 2835. Nu, că e ori, ori, ori. 9 ori 9, 81. Nu este 9 plus 9K plus 9P, ca să păți un factor. 9 ori 9, 81. Se împarte sigur la 81. Numărul ăsta se împarte la 81. Păi nu putem, nu putem să împărțim. Și vine K ori P, egal cu, ia să vedem, 2835. 35. Egal cu 35. Ce numere K și P prime între ele se facă 35? 75. 75. Corect. K ori P se facă 35. 7. Deci asta să fie prime între ele, deci înseamnă K egal cu 7 și P egal cu 5. Sau invers. Și invers. Sau K egal cu, da, cu cine? Cu 5. Cu 5. Și P egal cu 7. 7. Și atunci numerele sunt? A. Păi numerele sunt 9 ori 7, 63. Și B-ul este? 9 ori 5, 45. 45. Și invers? Și n-am mai invers, că nu mai e atât de important. Dacă schimbăm tot aceeași, A și B, schimbându-le ca numere, nu înseamnă... Nu ne influențează. Să găsească numele la A și B. Și minim de A plus B?
Și acum minim de avuzdă. De avuzdă. Egal cu? 63 plus 6. 45, 108. 108. De ce ai zis minim? Pentru că suma este minim când amândouă sunt minime. Minim. Suma e minimă când amândouă sunt minime. Și asta ne obliga să traducem toate chestia asta. Găsim numerele, de ce o zis minim? Păi numerele sunt unice, se zâmbă, nu? Deci nu mai vedem ce alte două numere. Ce urmă din asta? Totuși n-avea rostul minim. Să se găsească să se găsească a plus B, aș fi înțeles. Exact, și eu la fel aș fi pus. Da, deci nu am alte variante a lui A și B. Exact, suma lor face. Să mă ducă spre E, nu? Da. Nu am alte variante. Noi am spus A este de tipul 9K, B de tipul 9P și K și P sunt prime între ele. Am făcut. Da, și-a făcut o plădașilor și asta, da? Da, n-a avut rost. K și P prime între ele, că mai aici am punctat foarte. Sigur că da. Deci aici, David, trebuie să punctez foarte bine. Ca să fie cel mai mare divizor al lor, este 9. Înseamnă că K și P trebuie să fie primii între ele, că altfel ar însemna că mai avea un divizor. Și am modificat 2 ăsta. Exact. 9 ori 2. Înțeles? Te explicați. Exact. Asta se scoate la tablă. Deci aici, aici trebuie să fim foarte tare. Când am zis că ăsta e cel mai mare divizor. Exact. Ce înseamnă A și B cel mai mare divizor 9? Dar, atenție, ce înseamnă asta? Înseamnă că el e de forma 9 ori ceva, în latitud 9 ori ceva, dar ca și pe prin între ele obligatoriu. Mare, un altul mai mare ca 9 nu există. Adică nu mai au alt divizor. Ca și de aia el e cel mai mare. Cel mai mare divizor. Altul mai mare ca el 9. Nu există. Da. Da. Divizorul este se divide pe amândouă. Gata, suntem al lui David, e gata. Am mare și Daria. Da, te rog. Facem geometrie, că profesor oprim. Da.